Linia asta oricum vine de la stația CFR Odorhei. Vedeți că Odorheiul secuiesc. Da, încă întuneric nu prea se vede. Credeți-mă că aia e drept înainte. Se planifica, uitați acolo, vânătorul Odorheiul secuiesc, izvorul Mureșul, Sfânt Dominic, Miercureciu, Pastul Ghimeș. Am zis să o iau. A, o sosit deja, bine. Măcar așa l-am prins. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la Odorhei, stația, mă rog, din orașul Odorheiul secuiesc și vom face un video cu zona de aici, începând de întunerică, am fost în întunerică înainte să pornesc de aici, așa că haideți să dăm drumul. Așa continuăm mai departe, dar intră în ceva triaj și ceva abătută mai încolo trecea și Târnava Mare. Râul aici, stați să vă arăt ceva, că am eu o impresie. Dacă uitați bine, și aici e o depozit, la post depozit. Am arată bine, dar pe vremuri era altfel. Și aici în față parcă am văzut ceva. Ia merge aici în bădării. Însă aici în față e un macaz. Și mai era o linie. Dacă mă uit aici, undeva aici se întrerupe deja. Dar eu zic că o fi ieșit pe partea asta dată și o fi intrat acolo în față, dar ziceți în comentarii că nu știu. S-a schimbat mult deja aici. Greu de zis dacă linia asta dată o fi mers încolo unde e clădirea aia de depozit. Că normal pe hartă se vedea ceva, că putea să intre acolo. Linia asta oricum vine de la stația CFR Odorhei în Coloi. Linia nu-i folosită, se vede că e bădărit și nu mai folosit de multă vreme. Altfel și Kauflandul e aici, deci Kauflandu Odorhei. Interesant că totuși trecerea asta a drumului e făcut bine cu traverse, mă rog, din astea Strail. Și aici încă linia arată bine, dar după aia iar bădărit în față. Na, deci așa e zona. Aici ceva stații de încărcare de mașini electrice, aici stație de autobuz, ceva nume ciudat. Și vedeți că până aici arată cât de cât bine și aici deja bădărit iar linia. Să vedeți mai încolo că tot așa bădărit va fi și e așa în jos totul, adică linia rămâne mai jos, adică față de tot restul lucrurilor. Dar am fost tot timpul curios, cam cum e capătul aici, că de fapt n-am văzut capătul, capătul e mult mai încolo și la ce întuneric e încă, cu toate că se mai luminează, nu mă duc acolo, că trebuie să mai iau niște lucruri, că revin, mă duc înapoi la Sighișoara, la Sibiu, mă rog. Vedeți că e bădărit încolo, e stația. Vedeți că totul e mai jos acolo. Adică, mă rog, totul, linia e jos și tot restul e sus. Drumul și clădirea asta din dreapta. Și bădărit, no. Dar dacă vă uitați bine, nu știu dacă cât se va vedea, dar stația e acolo în față. Încă întuneric, nu prea se vede. Dar credeți-mă că aia e drept înainte. Nu, haideți că s-a mai luminat. De încolo a venit despre Kaufland linia, cum se vede numai bine cu 60 fps, stația e fix acolo, acum trenul încă nu a sosit, oricum nu-i mare lucru, vă zic de acum. Da, prea devreme, uitați că beau și o ciocolată caldă. Am stat aici, mă rog, o vreme
și mi-am petrecut timpul oricum. Ideea e că nu-i mai nimic pe aici, deci m-am rămas șocat. Oricum, e duminică, 16 octombrie 2022, ora 7.31 dimineața. La 7.50 e trenul. Mă rog, magazie de mărfuri aici, vedeți, și liniile, oricum intrarea interzisă, în mod normal, dar mă bag un pic, am zis să o iau. O sosit deja, bine, uite acolo trenul. Măcar așa l-am prins. Da, deci vedeți, stația Odorheiu Secuiesc, acum nu știu cât de stație e, pentru că numai serviciu în el, din ce am văzut. Trenul. Sala de așteptare nu prea e, adică e închisă. Ceea ce, mă rog, nu aș avea pretenții să ai când locul ești de părăsit. La noapte era și mai înfricoșător, nu vreți să știți. Dar au fost cândva... Au avut mai multă farmec, să zicem așa, că... Vedeți că Odorheiu Secuiesc, da? Vai și amar. Deci așa, vedeți că... Mai nimic, mai, adică... Și aici era o ieșire, ceea ce s-a părăsit de ceva vreme bună. Din câte văd. Oricum, din câte știu, aici înainte a fost la un moment dat Regio Călătorul, tot așa, sau mă rog, Regio Transul. Aici se intră, normal. Și după aia s-a întâmplat faza că a revenit CFR-ul, ca și înainte. Și pe la Brat, și în alte zone unde au renunțat Regio Călătorul. Oricum, vreau să vă arăt aici o chestie care am citit despre această linie. Atunci, mai vedem și noi orașul, cum e. Cât de cât, că nu prea mai e timp, nu, vă dați seama că cam pustiu la ora asta, cu toate că mai cer câte o mașină, două. Oricum, asta am vrut să vă arăt. Linia 308. Vânător Odorheiu Secuiesc și calea ferată, mă rog, linia ferată, se planifica, uitați acolo, Vânător Odorheiu Secuiesc, Izvor Mureșul, Sfânt Dominic, Miercureciu, Pastul Ghimeș, pe vremea aia, 1885. S-a dat drumul numai pe Vânător Odorheiu Secuiesc și s-a dat linia drumul la 15 martie 1888. 1932, vedeți că statul o... preluat linia ferată, societatea de acțiuni, dar în perioada 1940-44 circulația ferată s-a desfășurat doar pe tronsonul de Secuiesc Cristul Secuiesc din cauza noi granițe româno-maghiare. După aia, mă rog, după 88 s-au născut mai multe planuri în direcția Gheorghe, Miercurea-Ciuc, pentru dezvoltarea liniei, însă din cauza războaielor, schimbări de puteri și lipse de fonduri, ca de obicei, nu s-a mai concretizat nimic. Deci e interesant că linia asta putea să fie ca și multe altele, să continue mai departe, adică liniile astea secundare care se termină așa de nicări, nu prea îs din întâmplare. Și da, salutare. Haideți, imediat pleacă și trenul, am vorbit acolo ce am citit, asta a fost interesant și mie. Și Brașov fărmam într-o Buzăru, de aceeași chestie, acolo trebuia să continue mai Nehoiașul, de acolo mai departe la Buzău, trebuia să fie o scurtătură, mă rog, asta e o chestie, mai erau altele, de exemplu, Brad Mintia, de exemplu, alt lucru, se putea și de la Vașcău să se întâlnească cu linia de Brad, mai ies multe exemple din astea, care acum nu-mi vine în minte să le spun, dar înțelegeți ideea.
Da, vedeți și voi că treaba e cum e. Nu, așa e treaba aici. Cred că nu trebuie să spun prea multe. În fața acolo e barieră. Dar restricție de viteză și aici. 1, 2, 3, 4, 5 linii văd până la capăt. Așa că eu aici de la Odor, eu secuiesc că să-mi ia rămas bun așa frumos de la voi, ziceți vreau să despre locul în sine, liniile de aici, zona stației, cum continua acolo mai departe pe la ceva depozit, că merea mai în spate. Dați un like, dislike, oricare pentru că contează, distribuiți mai departe, atingeți și cu poțel și ne vedem în următorul video. Salutare, pace, să fiți iubiți, bye!